Noi cazuri de pestă porcină africană au fost identificate în localitatea Doh din Salaj, unde exista deja un focar al bolii declarat în luna februarie. Medicii veterinari au făcut mai multe controle la porcii domestici din sat și astfel au fost descoperite cazurile noi. În urma examenelor de laborator au fost diagnosticați pozitiv 3 porci, tot într-o exploatație din localitatea Doh. În aceste condiții, focarul din 16 februarie nu se poate închide, fiind menținute zonele de restricții. Printre măsurile luate de autoritățile locale se numără plasarea exploatației sub supraveghere, inventarierea animalelor existente, examinarea clinică a acestora și recoltare de probe de sânge, întocmirea anchetei epidemiologice cu stabilirea posibilei surse de infecție, sacrificarea animalelor bolnave, dar ecarisarea teritoriului prin îngroparea cadavrelor de porci și dezinfecția în totalitate a exploatației. Pesta porcină africană este o boală gravă care nu afectează oamenii, dar poate produce mari pagube economice. De altfel, în ultimele luni, aproximativ 500.000 de porci au fost sacrificați din această cauză.